Bun găsit la întrebări! Mai știți care a fost ultima? Pe unul orizontal, cum se spune la cuvinte încrucișate, se găsește vârsta lui Andrei. Pe verticală este suma vârsta lui Andrei plus vârsta lui Bogdan. Iar pe doi orizontal este suma vârsta lui Andrei plus vârsta lui Bogdan, plus vârsta Cristinei, adică suma celor trei vârste. Știind că Andrei are mai mult de 9 ani și că doi frați sunt gemeni, prima întrebare este, care sunt gemenii? A doua întrebare este, câte seturi teoretic posibile există pentru cele trei vârste? Spun teoretic, deoarece practic, în unele cazuri, diferențele de vârstă ar fi cam mari pentru trei frați. Să notăm cifrele din numerele noastre cu A, B, C și D. Știm că numărul AB este vârsta lui Andrei, iar numărul AD este suma vârstelor lui Andrei și Bogdan. Dar dacă vârsta lui Andrei începe cu aceeași cifră ca suma vârstelor lui Andrei și Bogdan, așa cum este cazul nostru, cifra notată cu A, înseamnă că vârsta lui Bogdan se scrie cu o singură cifră. Deoarece Andrei are cel puțin 10 ani, dacă vârsta lui Bogdan s-ar scrie cu două cifre, suma lor ar începe cu altă cifră decât vârsta lui Andrei. De pildă, 14 plus 11 egal cu 25. În schimb, 14 plus, să zicem, 5 este 19. Deci, deocamdată știm că vârsta lui Bogdan se scrie cu o singură cifră. Mai departe, numărul CD este suma celor trei vârste, dar ultima cifră a acestei sume este aceeași cu ultima cifră a sumei vârstelor lui Andrei și Bogdan, cifra notată cu D. Acest lucru nu este posibil dacă vârsta Cristinei se scrie cu o singură cifră, ci numai dacă se scrie cu două cifre și se termină cu cifra 0. De exemplu, orice număr scris cu o cifră, adunăm la numărul 18, ultima cifră a sumei va fi diferită de 8. De pildă, 18 plus 9 egal cu 27. La fel, dacă adunăm un număr scris cu două cifre diferite de 0, ultima cifră a sumei va fi din nou diferită de 8. De pildă, 18 plus 14 egal cu 32. În schimb, dacă adunăm 10 sau 20, 30, 40 și așa mai departe, la 18 obținem 28, adică ultima cifră rămâne 8. Așa că acum știm încă ceva, și anume că vârsta Cristinei se scrie cu două cifre, iar ultima cifră este 0. Restul raționamentului este simplu. Dacă Andrei are peste 9 ani, înseamnă că vârsta lui se scrie cu două cifre, ca vârsta Cristinei, și înseamnă că ei sunt gemenii, deoarece vârsta lui Bogdan se scrie cu o singură cifră, deci Bogdan este mai mic. Deci răspunsul la prima întrebare este acela că gemenii sunt Andrei și Cristina. A doua întrebare a fost, care sunt valorile teoretic posibile pentru vârstele celor trei frați? Știm că vârsta Cristinei se scrie cu două cifre, dintre care ultima este 0. Atunci, la fel, se scrie și vârsta lui Andrei, deoarece cei doi sunt gemeni. Așa că, teoretic, ei pot avea vârsta 10, 20, 30 sau 40 de ani, nu pot avea 50, deoarece atunci suma vârstelor celor trei frați s-ar scrie cu trei cifre, indiferent cât ar fi vârsta lui Bogdan. Bogdan poate avea orice vârstă între 1 și 9 ani, așa că teoretic ar exista 9 ori 4, 36 de seturi de vârste care pot satisface numerele noastre încrucișate. În încheierea acestui răspuns vă prezint și rezolvarea matematică a problemei pe care mi-a trimis-o domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc din nou pentru colaborare. Thank you.
Probabil ați observat că temele materialelor care aduc informații false din punct de vedere științific pe internet au o evoluție ciclică. În fiecare perioadă, anumite teme care dezinformează apar mai frecvent decât altele, adică există o modă a acestor teme. Uneori sunt la modă materiale care prezintă pompe care ridică apă fără să folosească niciun fel de energie, nici măcar a apei. Alteori sunt la modă materiale care prezintă tot felul de dispozitive de tip perpetuum mobile. Alteori materiale care ne arată tot felul de metode care țin de așa numita medicină alternativă, adică ne învață să ne tratăm cu pietre, sunete, magneți, cristale, apă chioră. Contra unor, nu întotdeauna, modeste sume de bani. Cu mulți ani în urmă au fost la modă materiale care vorbeau despre tot felul de energii pozitive și negative, cunoscute doar de inițiați, dar niciodată nu ni se comunica, nu ni se spunea cum au ajuns inițiații, dar asta e altă problemă. Printre materialele de acest fel erau unele care, cică, demonstrau existența acestor energii. De pildă, se susținea că organismele vii, deci și corpul nostru, emană energii care pot fi puse în evidență prin unele efecte pe care le produc. Să nu credeți că dau vina pe internet pentru existența unor astfel de materiale. Internetul nu face decât să amplifice într-o măsură fără precedent propagarea acestor informații. Dar pseudoștiința a existat dintotdeauna. De fapt, a existat înaintea științei, numai că atunci nu se numea așa, evident. De pildă, în anii 60 și 70 se vorbea foarte mult despre efectul Kirlian, care, spuneau unii, pune în evidență o aură a organismelor vii, o stare necunoscută a materiei. De fapt, nu era vorba decât despre o descărcare electrică de tip corona. Dar să revenim la oile noastre. Printre experimentele despre care se spunea că pun în evidență energii necunoscute, erau unele care semănau, mai mult sau mai puțin, cu cele două pe care le-am făcut, le-am filmat și le veți vedea imediat. Dar înainte de asta, vreau să vă asigur că nu este vorba despre un trucaj sau despre o manipulare a fenomenelor care au loc. Ceea ce veți vedea este adevărat, se petrece în realitate. Dovada este faptul că puteți să refaceți aceste experimente simple acasă. Aveți nevoie de o bucată de hârtie îndoită, așa cum vedeți aici, și de un obiect ascuțit pe care să se poată roti. Eu am folosit vârful unei paste de pix. Și mai aveți nevoie de o mână, după cum veți vedea. Să vedem! Se spunea că această rotire care se produce când apropiem mâna ne arată un flux de energie care iese din mâini și se mișcă de-a lungul degetelor, deoarece așa se rotește întotdeauna hârtia. Să mai vedem o dată.
Dar în aceste experimente nu este vorba despre fluxuri de energie sau fenomene necunoscute, ci dimpotrivă este vorba despre un fenomen fizic foarte simplu. Iar întrebările sunt legate de acest fenomen și sunt în număr de două. Prima, știți cum se numește fenomenul care produce rotirea hârtiei când apropiem mâna de ea și din ce cauză apare el? Și a doua, știți de ce se rotește hârtia întotdeauna spre degete, niciodată invers? Mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre pe săptămâna viitoare.